Doar o lună, atât a mai rămas pentru punerea în scenă a comediei Farsa jupânului Patlen. Casa de cultură a tineretului George Enescu din Reghin a luat decizia de a pregăti această piesă de teatru ca urmare a premiului câștigat anul trecut la Festivalul Concurs Interjudețean de Teatru de la Bahnea. Casa de cultură a tineretului pregătește o serie de activități importante, spun eu, și printre acestea se numără chiar luna viitoare vom avea lansarea piesei de teatru Farsa jupânului Patlen, la care deja se lucrează de foarte mult timp, deoarece noi încercăm oarecum trupa de teatru să o ducem undeva mai sus decât a fost anii trecuți și am și reușit anul trecut, am obținut premiul întâi la Bahnea și iar cât anul acesta vrem să demonstrăm că am meritat pe deplin acest trofeu. Este vorba despre un proiect teatral titanic, la baza căruia a stat încă de la primele repetiții simțul voluntariatului, dedicarea și implicarea actorilor trupe de teatru din culise. De altfel, piesa în regie artistică a lui Lucian Pantea, scenografie Măriuca Ignat, promite să descrețească frunțile reghinenilor. Fiindcă se împlinește deja aproape un an de când am lucrat temeinic la această piesă și cu actorul Lucian Pantea, el este cel care regizează și care a pus în scenă fiecare element în parte, este o scenă, vă spun, extraordinară și ar fi păcat ca reghinul să nu participe la un astfel de eveniment, este ceva deosebit, împreună cu scenograful Măriuca Ignat din București. Și dânsa a lucrat la acest proiect, s-a implicat în totalitate pentru tot ceea ce înseamnă decor, scenografie. Casa de cultură a tineretului George Enescu este lăcașul de baștină a actorului Lucian Pantea și, în semn de apreciere, acesta a ales să regizeze și să colaboreze alături de actorii trupei de teatru din culise, dar și alături de profesioniști în hairstyle, make-up, artiști, foto și coregrafi pe care i-a adus din Târgu Mureș. Piesa se numește Farsa actorului Patlen. Am pornit de la un text care este o farsă populară franceză. Am pornit de la ea, am desființat-o, am înființat-o, am desființat-o la loc. O să fie un spectacol de teatru în teatru care se face live în fața spectatorilor. Este un spectacol foarte viu, foarte antrenant. Am compus muzică, ceea ce n-am făcut niciodată eu, cel puțin, și nici o bună parte din cei din distribuție. Farsa jupânului Patlen este o capodoperă a secolului al XV-lea, al cărui autor, rămas anonim, imaginează o întâmplare plină de haz, din care se trag unele învățăminte valabile și astăzi. Cel care înșeală e la rândul înșelat și în arta păcălelii, adesea ucenicul își întrece maestrul. Dar mai multe despre producția semnată Lucian Pantea aflați miercuri 20 mai de la ora 21 în cadrul emisiunii Șahmat, realizată de Ovidiu Ilisan.